much. I'm very excited to be here. I think the story of this translation started for me 25 years ago, or maybe even earlier than that. Vă mulțumesc foarte mult. Sunt foarte emoționat să mă aflu astăzi în fața dumneavoastră. Aș putea spune că povestea traducerii acestei cărți în limba română a început pentru mine în urmă cu 25 de ani sau poate chiar mai devreme. When I published my first book, I had a meeting with my literary agent, and she asked me, what is the fantasy language you want to be translated to? Când mi-a fost publicată prima carte, am avut o discuție cu agenta mea și ea m-a întrebat în ce limba ai vrea tu cel mai mult să fie publicate cărțile. And I said to her, there are two languages, Arabic and Romanian. Cel mai mult să fie publicate cărțile în limba arabă și în limba română. And she said, okay, why? And I said, well, I really want to be translated to Arabic because I want the people who see me as an enemy that will also get to see my weakness and my yearning side. I-am spus, vreau ca lucrările mele să fie traduse în limba arabă pentru ca cei care mă văd pe mine ca pe un dușman să mă vadă și părțile mele slabe și lucrurile după care tânjesc. And they said, okay, why do you want to be translated to Romanian? You are a Jew of Polish descent. You don't have any Romanian relatives. Și atunci m-a întrebat, bine, dar în limba română de ce vrei să fie traduse cărțile? Ești evreu de origine poloneză. Nu ai nicio legătură cu România. And I didn't have any answer. La momentul respectiv n-am avut niciun răspuns să-i dau. I've been translated to Arabic and to other languages too. Au trecut atunci mulți ani, cărțile mele au fost traduse în limba arabă și în multe alte limbi. And Romanian is the 43rd language I'm translated to. Limba română este cea de-a 44-a limbă în care sunt traduse cărțile mele. Thanks to this amazing writer and very generous person sitting here next to me. Și asta grație și mulțumită acestui om extraordinar și scriitor minunat care este acum alături de mine. And only when I came to Romania and I started to hear people speaking, I realized why I always wanted to be translated to Romania. Și acum când am venit în România și am început să aud oamenii vorbind în jurul meu în limba română, am realizat de ce voiam de fapt ca să fie traduse cărțile mele în limba română. And the answer was that when I was a child, I was in love with a girl in my class that was her family immigrated to Israel from Romania. Iată care e răspunsul. Când eram copil, eram îndrăgostit de o colegă de clasă. Familia acestei colege emigrase din România. And the girl didn't want to be my girlfriend. Fata respectivă nu a vrut să fie prietena mea. And every day after school, when her mother would come to pick her up, they would speak Romanian to each other. Dar în fiecare zi după școală, mama ei venea să o ia de la școală și vorbea cu ea în limba română. And I would go after them and listen, hoping that if I'd be able to understand what they're saying, I could make her fall in love with me. Iar eu mergeam în urma lor și ascultam ce își spuneau, sperând că dacă voi reuși să înțeleg ce își spun, poate reușesc să o fac pe fata asta să se îndrăgostească de mine. Well, this girl is already married and has 3 children. Fata aceasta este acum căsătorită și are 3 copii. And I still don't understand Romanian. Eu în continuare nu înțeleg limba română. But coming here and seeing my books translated to Romanian, it's the second best thing and it brings some closure to my childhood story. Dar faptul că am venit în România și mi-am văzut cărțile traduse în limba română este un lucru foarte bun și mă face să înțeleg de ce mi-am dorit atât de mult acest lucru. I think it's the first time I come not to a book launch, but to a book launch of 2 books simultaneously. Cred că e prima dată când particip la o lansare de carte, care de fapt nu este lansarea unei singure cărți, ci a 2 cărți lansate simultan. One of them is a non-fiction book, a memoir, telling the story of the 7 years between the birth of my son and the death of my father. Una dintre cărți este o carte de non-ficțiune, este inclusă în categoria memorii și prezintă povestea vieții mele în
other is my latest collection of short stories, of which I'm especially proud. Cea de-a doua reprezintă ultima mea colecție de povestiri, despre care eu sunt foarte mândru. And the two books have two different editors. Cele două cărți au fost publicate de edituri diferite. Two powerful and persuasive women. Și pentru acesta am fost ajutat de două femei puternice și foarte convingătoare. So I think to myself, what can I do so I can speak about the two books simultaneously and not speak about one and leave the other aside. Și acum mă gândesc cum pot să fac să vorbesc simultan despre cele două cărți, să nu cumva să vorbesc prea mult despre una și să o las deoparte pe cealaltă. And I thought maybe the best thing would be to tell a non-fiction story of how I wrote my first fiction story. Și m-am gândit că poate cea mai bună cale ar fi să vă spun o poveste reală despre cum am scris prima mea poveste de ficțiune. So I wrote my first story during my compulsory army service in Israel. Prima poveste am scris atunci când satisfăceam stagiul militar obligatoriu în Israel. According to my commanders, I was the worst soldier in the history of the army. Potrivit comandanților mei, el eram cel mai jalnic soldat din istoria armatei. I felt that the army doesn't like me and it was completely neutral because I didn't like the army either. Simțeam că armata pe mine nu mă place și sentimentul era reciproc pentru că nici mie nu-mi plăcea armata. And it was in my army base that I wrote my first story. I wrote it on a computer and when I printed it, it was short enough to be printed in one page. Eram la bază unde stăteam cu toți soldații și acolo am scris prima mea poveste, am scris-o la calculator. Era o poveste suficient de scurtă cât să fie imprimată pe o singură pagină. When I really wanted somebody to read it and the best possible reader for me was my older brother who was always like a mentor to me. Voiam ca cineva să citească povestea mea și m-am gândit că cea mai potrivită persoană cu putință ar fi fratele meu mai mare, pentru că el întotdeauna fusese un fel de mentor. So I went to his apartment house and passed the intercom and asked him to let me go come to his apartment because I have something to show him. Așa că am mers la el acasă, am apăsat pe interfon și am spus că vreau să mă lase să urc pentru că vreau să-i arăt ceva. But since I left the army base in a very early hour, 6 a.m., I of course woke him up and he said it's not a good idea that you come up because you also woke up my girlfriend and she's very angry at you. Dar cum plecasem de la bază foarte devreme, cândva la 6 dimineața, fratele meu mi-a spus, e foarte devreme, dacă te lasă orice o să o trezești pe prietena mea și știi că ea e foarte supărată pe tine. So he suggested that he come down with his dog and he read the story while he walk his dog. Așa că fratele meu mi-a sugerat că mai bine ar fi să coboară el cu câinele lui și să-mi citească povestea în timp ce își plimba câinele. He came down with his little dog and he started reading the story while walking. Și a coborât cu cățelul și a început să citească povestea mea în timp ce plimba câinele. But the dog who wanted to relieve his doggy urges fought him because he wanted to stay and do what he needed to do. Câinele voia să se oprească undeva să-și facă nevoile. But it's a big brother and a little dog, so it wasn't a very fair fight. And very quickly I see my brother walking quickly and reading the story while dragging the dog, the poor dog, on the pavement of the street. Dar cum lupta era inegală, lupta între un câine mic și fratele meu care era foarte mare, fratele meu care voia să meargă foarte repede și să citească povestea din mers, dintr-o dată l-am văzut cum citește povestea mergând repede și trăgând câinele după el. And I found myself in a huge existential dilemma because on the one hand I'm a very big animal lover, a vegetarian since the age of 5, but on the other hand I finally had somebody read my story and I didn't want to interrupt him in the middle. Și iată-mă pe mine acum într-o mare dilemă existențialistă. Pe de-o parte sunt mare iubitor de animale, sunt vegetarian de la vârstă mică și pe de altă parte tocmai găsisem pe cineva care în sfârșit putea să-mi citească povestea. So luckily for the dog the story was very short and after a few blocks my brother had finally stopped. Din fericire pentru câine
proud of you. This is one of the most moving stories I've ever read. Cât despre fratele meu, el mi-a dat atunci cea mai puternică îmbrățișare pe care mi-a dat-o vreodată și mi-a spus: sunt foarte mândru de tine. Este cea mai bună și mai frumoasă poveste pe care am citit-o. He then held the story in his hand and he said, do you have another copy of it? Și apoi, ținând povestea în mână, m-a întrebat: mai ai vreo copie de-a ei? And when I said yes, he bent down and he picked the dog shit with the story and threw it in a garbage bin. Când i-am spus da, mai am, s-a plecat cu hârtia respectivă în mână și a luat fecalele câinelui și le-a aruncat într-o grădină, într-un coș de gunoi. And this was the moment where I decided that I wanted to be a writer. Atunci am decis eu că vreau să fiu scriitor. Because looking at my brother who was so excited, I realized that when you write stories and books, they are not in the paper. The paper is just a pipe which they go through to other people's hearts and minds. Pentru că atunci mi-am dat seama că când un om scrie povestiri, scrie cărți, hârtia respectivă nu reprezintă povestea propriu-zisă, ci e doar mijlocul prin care povestea ajunge la cititor, la inimile lor. Anyone can write a book and have it on the shelf, collecting dust forever. Oricine poate să scrie o carte și cartea respectivă să ajungă pe un raft unde stă și adună praf. But to be able to do something that will make your big brother be in tears, it's something that felt to me like magic. And since that day on, I've never stopped writing. Dar când ajungi să faci ceva, să scrii ceva care îl face pe fratele tău mai mare să-i dea lacrimile, asta este ceva cu adevărat magic. Începând din acest moment, din acel moment nu am încetat să scriu. So thank you very much.